Doamnelor, domnilor, continuăm cu noutățile despre starea vremii prezentate de Iuliana Bivol. Bună seara și bine v-am găsit! În următoarele două zile, vremea ne va surprinde cu de toate, cer noros, ploi, dar și temperaturi mai scăzute. Dar mai multe detalii imediat după ce vedem cum va fi vremea la noapte. În această noapte, vremea își va menține stabilitatea atmosferică, cerul va fi senin pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile vor fi cuprinse între 12 și 19 grade Celsius. Mâine temperaturile vor mai cobori față de ziua precedentă, norii vor fi destul de generoși în partea de nord, est, centru și sud a țării, unde vor cădea ploi cu descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, pe care le vom întâlni la Brașov și Craiova. Și în zona Moldovei vremea se schimbă radical, va fi închisă și va ploua, iar temperaturile nu vor urca mai mult de 25 de grade. Astfel, 15 grade vor fi la Ocnița, iar la Galați se vor înregistra 25 de grade. Mâine, la Chișinău, se mai răcorește un pic, cerul va fi noros și vor cădea precipitații, astfel se va mai domoli și Arșița. Temperaturile vor oscila între 17 și 21 de grade. La București, mercurul în termometre continuă să scadă până la valoarea de 22 de grade, vremea va fi instabilă cu cer noros și precipitații, iar minima termică va înregistra 19 grade. Vineri lucrurile se mai schimbă în zonele nordice, estice și de centru, unde va apărea și soarele. În rest, cer variabil, iar pe alocuri cu nori și ploi. Mercurul în termometre va indica o minimă de 21 de grade în Basarabia, la Ocnița, în timp ce maximele vor atinge 26 de grade, temperaturi resimțite la Timișoara. Doamnelor, domnilor, acestea au fost informațiile despre starea vremii. Eu vă doresc o seară frumoasă alături de Noroc TV. La revedere!